la Mănăstirea Santo Alexandre de Svir. M-aș vrea să merg și eu la toaletă. Pe poarta aia se intră. Aici. Un schit, dincolo de lac. Aici este locul unde s-a arătat Sfânta Treime Sfântului Alexandru de Svir. Biserica asta, mănăstirea asta și cealaltă e dincolo. Nu acolo s-a arătat Sfânta Treime? Nu, drag, aici. Să pot rezista până la 4. Mănăstirea aflată pe locul unde s-a arătat Sfânta Treime Sfântului Alexandru de Svir. Frumoasă! Sfântului Alexandru de Svir. Clopotnița. Aici, pe locul unde s-a arătat Sfânta Treime, Santo Alexandre de Svir, se găsește nisip vindecător pe care o să ne-l luăm. Este Biserica Sfântului Pantelimon, de sărbătorește o singură dată pe an de sărbătoarea Sfântului. Din această mănăstire, cel mai sfânt loc unde s-a arătat Sfânta Treime, Sfântul Alexandru de Svir. Mănăstirea este întemeiată în anul 1506. La clipul cu Sfântului Zaharia și Elisabetei, unde se află și a 7-a copie după Crăciunul din Torino, și Biserica cu moaștele Sfântului Alexandru din Svir. Iar aici este locul cel mai sfânt unde i s-a arătat Sfântul Alexandru din Svir, Sfânta Treime. Tehnică. Putem spune că în atât foarte mult. Deci aceasta este biserica închinată Sfintei Treime. Deci, în 2006 a avut 500 de ani de existență această mănăstire. Biserica asta este construită în sfârșitul secolului 17, iar pictura este veche de 300 de ani pe pereți. Sfânta Treime, Sfântul Apostolii, Cinu Monahal, Adam și Eva se roagă pentru iertarea păcatului, balaurul care înțeapă. Dar mi-a lăsat să filmez. Sunt, cum se cânta din secolul XVIII, secolul XX. Deci sunt cântări alese. Și cu cât e una? Costă 500 de ruble. Sfânta Treime din Svir. Dar rugați-vă și nu mai vorbiți. Iar. Este icona la care s-a rugat Sfântul. Icona Maicii Domnului. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară bună. Noi avem la aghiasmatarul Mănăstirii, de noi vorbim aghiasmă, care vine pe două robinete. Aici este icona Sfântului Alexandru. Și am ajuns la mănăstire.